Și dacă n-aș fi dormit ce? Hm? Că tot rău ar fi fost, ca de fiecare dată. Ba e prea încet, ba prea repede, ba prea moale, ba prea tare. Prea tare nu e cazul. Ba nu m-am așteptat cum trebuie. Ia, vezi că mi-ai prins, nu poți să respiri. Oricum ar fi tot prostie. Da? Da. Și tu nu te-ai întrebat de ce? Ba da, m-am întrebat. De ce, Margaret? Pentru că nu ne potrivim. Nu ne potrivim. Da, suntem mereu în contratimp. Și cel mai bine ar fi fost să ne fi despărțit de mult. Da, ne-am cunoscut prea devreme. Ne despărțim prea târziu. Da, măcar ne despărțim. Și indiferent ce o ieși, măcar eu o să fiu mulțumită că am încercat să fac ceva. Eu am încercat mereu. Am lăsat de la mine. Am închis ochii. Da, deschide-i. Ai încercat, ai sacrificat. Doar te-ai strecurat. Ți-ai găsit un loc călduț și ai crezut că și la adăpost. Da, că o să murim așa, eșuați de împreună. Ei bine, nu o să murim. Nu așa. Și lasă. Lasă că după o vreme o să vezi că există viață și fără mine. Există. Cine știe, poate o să găsești și tu pe altcineva. Ei, cine știe? Bine, greu de crezut că vreo femeie ar vrea să trăiască cu tine, dar poți să știi. Poate găsești și tu pe cineva, cu niște probleme. Bine, nu neapărat psihice, dar ceva locomotoriu, care să te înțeleagă, oamenii încercați sunt mai generoși. Poate am noroc. Nici noroc n-ai.